ministrul muncii Ilia Olguța Vasilescu a lansat un atac fără precedent la adresa sindicatelor după ce au avertizat că salariul net va scădea cu 15% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajat la angajator. Sindicaliștii de la BNS să învețe matematică. Care au zis așa ceva? Cred că am explicat de 1000 de ori că brutul devine cheltuiala totală a angajatorului, după cum ați văzut că se întâmplă prin hotărârea de guvern care este dată pentru salariu minim pe economie, pentru că brutul, conform programului de guvernare, trebuia să fie 1550, dar este 1900, tocmai pentru că se transformă cheltuiala totală a angajatorului în noul brut. De altfel, vreau să vă spun că ieri am avut întâlnire cu Consiliul Tripartit, la care au participat și toți liderii de confederații naționale și la care au participat și patronatele. Domnul Hosu, cum face dumnealui de fiecare dată, interpretează vorbele noastre. Așa le-a interpretat ieri și pe cele ale reprezentanților patronatelor. În momentul în care premierul a întrebat cu subiect și predicat, ca să nu mai fie niciun fel de discuție, reprezentanții patronatelor, dacă au de gând să scadă salariile din mediul economic, toți au spus nici gând de așa ceva. Cu atât mai mult cu cât prevederile noului cod fiscal aduc foarte multe facilități mediului de afaceri. De altfel, vă rog să coroborați toate aceste creșteri pe care noi le facem în zona salariului minim, dar nu numai, pentru că automat cheltuiala totală a angajatorului devenind salariu brut se vor raporta și la celelalte salarii cu deducerile pe care noi le facem. Și o să vedeți că nu scad salariile deloc, nici măcar la cei cu venituri din activități independente, unde și acolo netul crește cu 7,1%. În ceea ce privește sistemul public, adică personalul angajat plătit din personalul bugetar, în permanență trebuie să fie realizată o analiză. În fiecare an trebuie să fie realizată o analiză, pentru că nicăieri în lume și nici în România nu s-a ajuns ca sistemul bugetar să funcționeze perfect. Asta înseamnă că poate anumite reașezări în cadrul sistemului, anumite schimbări de competențe, de atribuții, schimbări instituționale, poate chiar de structură, sunt necesare în fiecare an și este nevoie de o analiză. Nu s-a discutat în coaliție, n-am auzit nici din partea guvernului să se discute de o reducere de personal și nu știu dacă e cazul. În schimb, s-a discutat și s-a decis de la începutul guvernării din ianuarie și se continuă această abordare ca în 2018 să fie un an în care să fie o reducere a cheltuielor materiale cu cel puțin 10%, pentru că încă se cheltuie mai mult decât ar trebui. Ministrul Muncii a dat asigurări că salariile nu vor scădea și duminică seara la Antena 3 la emisiunea Subiectiv. Am spus de nenumărate ori până acum, în spațiu public, la toate televiziunile la care am fost invitată, așteptați noul cod fiscal înainte să vorbiți despre scăderea salariilor nete, când inclusiv în mediul economic. Este deja prezentat, a fost prezentat într-o primă lectură și săptămâna viitoare va fi adoptat. Pornim de la salariu minim pe economie 1900 de lei, care va fi anul viitor, brutul, evident, din care se elimină 35% contribuție. Pentru că o parte, cea mai mare parte dintre contribuțiile care erau la angajator vor trece la angajat, sigur că ele vor fi plătite în continuare de angajator în relația cu statul. În schimb, sindicaliștii amenință că mii de angajați vor ieși în stradă pentru a protesta față de măsurile fiscale anunțate de guvern. Vom începe săptămâna viitoare acțiuni de protest. Nu credem că guvernul se va clinti, nu vor avea creșteri de salarii cu 25% prin strămutarea contribuțiilor, ci undeva doar de 16-17%. Asta înseamnă că anumiți angajatori vor crește salariile, alții vor specula acest moment pentru a rămâne cu margine de profit mai mare. Iadul este pavat de bune intenții și din acest punct de vedere vorbim de aproape 3 milioane de lucrători care de fapt nu vor fi acoperiți de această creștere. Ceea ce lumea nu înțelege este că pe viitor vom avea netul mult mai mic decât îl avem astăzi, cu aproximativ 15%. Calculele sindicaliștilor sunt confirmate și de unii dintre specialiștii în fiscalitate. Aceștia au explicat că salariul brut din mediul privat ar trebui să crească cu 22%, pentru
ca angajații să nu încaseze mai puțin în urma modificărilor fiscale. Salariații vor plăti o contribuție de 35% la asigurările sociale, plus un impozit pe venit de 10%. În total, 45% va fi reținerea pe stat. Deci această creștere de la 32% la 45% se va resimți prin reducerea salariului în mână. Executivul a renunțat și la ideea de a da o lege prin care angajatorii să fie obligați să crească salariile pe hârtie. Au înlocuit-o însă cu promisiunea patronatelor de a menține salariile nete ale angajaților. Angajatorii spun că vor fi nevoiți să recupereze la un moment dat și banii pe care îi vor investi în softuri noi pentru modificarea contractelor de muncă. La nivel național, aproape 6 milioane de contracte trebuie schimbate în următoarele 2 luni. Economia României este ca un pacient care arată bine pe din afară, dar pe dinăuntru a făcut excese. Afirmația aparține președintelui Romanian Business Leaders, Dragoș Roșca. Potrivit acestuia, creșterea economică este alimentată de consum, se adâncește deficitul comercial, crește creditarea și se majorează deficitul fiscal. La rândul său, Camera de Comerț Româno-Americană apreciază că impactul bugetar negativ generat de pachetul de măsuri fiscale anunțat de guvern, de aproximativ 5 miliarde de lei în anul 2018 și între 3 și 4 miliarde între anii 2019-2020, poate conduce la frânarea unei evoluții sustenabile a economiei. În plus, pachetul de măsuri ar pune presiune pe încadrarea în ținta de deficit bugetar de 3% în anii următori. Între propunerile cu cel mai amplu impact este mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.